Situația se înrăutățește în Mehedinți. La nivelul județului, 5 localități sunt în scenariul roșu, printre care Breznița Motru cu rata de infectare de 6,31 la 1000 de locuitori, Breznița de Ocol cu 3,05 și Prunișor cu 3,81. Totodată, astăzi, Direcția de Sănătate Publică a înregistrat 74 de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore. Breznița Motru este cea mai afectată localitate din Mehedinți, cu rata de infectare de 6,31 la 1000 de locuitori. Numărul localităților în scenariul roșu continuă să crească, iar întreg județul nostru se apropie de scenariul galben. 74 de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. În acest moment, 157 de persoane sunt internate în secțiile COVID, iar 491 sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 885 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 20 persoane se află în carantină instituționalizată, 419 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice și 157 persoane se află internate în spitalele spor COVID din județ. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 74 de persoane și au fost înregistrate 2 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,69. La nivelul județului nostru, situația localităților cu rata incidenței cumulative peste 2 la 1000 de locuitori este următoarea. Sunt 10 localități cu o rată de incidență peste 2 și 5 localități cu o rată de incidență peste 3 la 1000 de locuitori. Astăzi, rata de infectare în Drobeta, Turnu Severin este de 2,40 la 1000 de locuitori, ceea ce înseamnă că municipiul se îndreaptă spre scenariul roșu. În total, 15 localități din Mehedinți au depășit scenariul galben.